Shen, partenerul emisiunii. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la matinal. La mulți ani tuturor copiilor. Sper că ați primit mesajele de la mulți ani din partea părinților. Mie aseară mama mi-a scris la 0000 și mă întrebam oare de ce, că Sfântul Gheorghe a trecut, ziua mea mai durează până vine. Și când m-am uitat am zis, aha, deci încă sunt acel copil în ochii mamei și m-am bucurat teribil, așa că la mulți ani tuturor, să aveți parte de o zi minunată și de ce nu, dacă tot e zi liberă, poate ieșiți alături de copii la o tură de alergat prin parc. Sunt foarte multe activități pentru copii în parcurile din București. Am promovat și noi câteva dintre ele. Iar de sport se ocupă domnul dr. Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața, telespectatorilor Metropola TV! Într-adevăr, toți cei care mai avem șansa de a avea părinți, ne putem încă considera copii și asta ar trebui să fie nu doar pe 1 iunie. Așa ar trebui este. Să fie mult mai extrapolată această stare. Din păcate, nebunia în care trăim, uităm de foarte, foarte multe ori de acest aspect și nu știu cine a luat decizia legislativă, dar simt nevoia să felicit public, repet, nu știu cine a luat decizia de a institui ziua de 1 iunie drept zi liberă națională. Pentru că în momentul când 1 iunie era zi lucrătoare, nu simțeai. Deci absolut nu simțeai, era o nebunie totală, chit că erau la școală, la grădiță, era o mică festivitate, nu simțeai. De-abia din momentul, cred că sunt 3-4 ani dacă nu mă înșel, de când 1 iunie este zi liberă, putem spune cu adevărat că avem timp, avem răgaz de a ne gândi la aceste lucruri. Și mi-a plăcut foarte mult introducerea ta, Georgia, faptul că deja stimulai partea de mișcare în această zi liberă. E tare frumos afară și ar fi păcat și ca să simțim și gustul copilăriei, vă invit să luați o acadea la pachet, de ce nu? Că până la urmă asta făceam când eram copii, ne Astea bucuram. Astea două acadele. Două. Perfect. Două. Două acadele, una galben și una roșie, da, ăsta este gustul copilăriei. Ideea e că noi trebuie să fim foarte conștienți și sunt o mulțime de dulciuri pe masă aici, în studio. Noi trebuie să fim foarte conștienți că pentru a merita aceste dulciuri, noi trebuie să ne mișcăm. Și anunțam săptămâna trecută, miercuri dimineață, că vom detalia un pic astăzi pe grupe de vârstă. Dar înainte de a intra în detalierea asta, vreau să spun ceva, ceea ce poate pentru unii va fi așa un pic deranjant. Nu vă gândiți la copii ca la viitor performeri. Nu înseamnă că dacă azi începe tenisul, poimine va fi Nadal sau Djokovic. Nu înseamnă dacă începe fotbalul, va fi între Ronaldo și Messi. Deci nu așa se pune problema. Punem o presiune inutilă pe copiii. Și din punctul acesta de vedere, opinia mea ca medic sportiv, opinia mea ca tată a doi copii, este că ei trebuie să fie stimulați să învețe să facă cât mai multe activități. Înot, mers pe bicicletă fără roți ajutătoare, tenis de masă, dacă nu se poate tenis de câmp, badminton, foarte, foarte multe activități care să le poată practica dacă au cu cine, dacă au chef, dacă timpul și mediul le permit. Și din acest punct de vedere trebuie să o luăm treptat. Grupele de vârstă ar fi cam în felul următor, un 3-6, 6-8, 8-11-12, 12-14-15 și următoarea de la 15 până la 18 ani. În aceste trei grupe de vârstă este o împărțire relativ subiectivă, dar des întâlnită în literatura de specialitate. În aceste cinci grupe de vârstă, care însoțește copilul de la grupa mică de grădiniță până termină studiile liceale, există o progresie a capacităților motrice, a capacităților cognitive. Și atunci e absolut normal la 3 ani sau 4 ani
poate și nu că poate, e recomandat să meargă la bazin, să înoate, dar nu poate juca un sport complex, iată tabelul. Iată ce tabel, păstrați tabelul, mulțumesc frumos, fac un pic de publicitate și eu, dralinpopescu.ro, ăsta este tabelul, exact, mulțumesc mult tehnicului, exact, despre asta spun, și aceste abilități de bază, cum apoi alergare, sărit, înot, aruncare, pornesc de la vârstă mică, dar după aceea, progresiv, el crește și în zona de liceu poate să joace la nivel de performanță handball, hockey, rugby, fotbal, sportul grele care presupun un regulament foarte bun. Mai e un alt aspect. Perioada aceasta, 10-12 ani, este importantă. A treia perioadă din cele 5, că marchează și un salt calitativ. Și pe undeva, chiar dacă noi nu trebuie să punem performanța pe primul plan și nu trebuie să facem presiune și nu trebuie să fim agresivi cu copiii noștri, este bine să-i felicităm pentru toate acumulările calitative pe care le fac. Evident, contează și cantitatea, că nu facem două pase și am plecat acasă, dar contează și calitatea. Și este o îmbinare în care eu cred foarte mult și probabil că starea asta de bine a copilului e cel mai mare mulțumesc pe care noi ca adulți îl putem primi. Că de fapt despre asta vorbim. Sportul trebuie să fie un mijloc, o cale prin care copilul să se dezvolte armonios. Suntem invadați de ecran, nu spun televizor, tabletă, smartphone, PC sau altceva. Suntem invadați de ecran. Sportul este calea noastră de a ne desprinde de ecran. Acum, nu cred că sunt telespectatori cărcotași la Dimineție cu Georgia, dar există o ramură discutabilă și discutată, numită e-sport. Vreau să vă întreb, da, aici cum procedăm? Eu am scris un articol cu colegul și prietenul meu, Vlad Ilie, a apărut în revista Galenus anul trecut, apropo de e-sportul, ce beneficii sunt, dar și ce limitări. Aici trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că sunt, într-adevăr, și că vreau sau că nu vreau, ele își vor câștiga locul lor în panoplia sporturilor, dar pentru vârstele care le-am avut afișate, nu reprezintă, din punctul meu de vedere, o opțiune de discuție. Ulterior, că ele se pot grefa într-un program și să am și o secțiune de asemenea, e în regulă. Dar eu vreau, pe tronsonul acela 10-12 ani, să pot avea toate lucrurile acestea, repet, not, bicicletă, alergare, mers ca lumea, rezolvate, știind să le fac și probabil că vorba aceea, că mersul pe bicicletă nu se uită niciodată, se poate extrapola și la notul nu se uită niciodată și o alergare corect executată nu se uită niciodată. Am întrebat pe pagina mea de Facebook acum două zile, am avut vreo 200 de răspunsuri apropo de ce ar trebui copiii la 10 ani să facă și foarte multe opinii și m-am bucurat că sunt extrem de mult părinți și nu erau neapărat și prieteni în viața mea reală, foarte mulți părinți, puțin dintre ei fiind de profesie medici, care aveau chiar cunoștințe serioase despre zona asta, de medicină sportivă, despre ce înseamnă și despre deprinderile care le pot avea. Categoric, ei nu au maturitate până la 6-7 ani, nu pot avea viziunea unui joc, dar pot face mișcare extraordinar de bine. Există o vorbă care are un substrat, are un sâmbă de adevăr, dar totuși n-aș vrea să ne ascundem în spate ei, Georgia, s-au schimbat vremurile. Nu mai este. Tocmai că s-au schimbat vremurile și dincolo de aspectul fizic de care avem nevoie când vorbim despre mișcare, aș vrea să punctăm și aspectul emoțional și psihic. Faptul că înveți să joci un joc de echipă, faptul că ai responsabilități, faptul că asculti de un antrenor, de ce Mulțumesc că mi-ai ridicat mingea la eu. Exact asta. N-am discutat cu Georgia înainte, dar ne înțelegem perfect. Exact despre asta, în afară de componenta fizică, care e foarte importantă și această componentă emoțională, mai ales în condiții în care noi nu mai bate mingea în fața blocului, pentru că nu mai avem loc de autoturisme. Așa în condiție că nu ne mai ducem la bunici toată vara, pentru că s-au schimbat
foarte multe din aceste lucruri. Într-adevăr, este foarte important să ne luăm energie, să ne luăm sevă, să ne luăm endorfine din această activitate. Eu aici nu mai sunt medic sportiv, sunt doar Alin Popescu simplu, eu sunt mare fan sportul de echipă. Categoric, sporturile individuale sunt minunate, categoric, Olimpiada, istoric vorbind, a început în antichitate din sporturi individuale, din atletism și așa mai departe, dar eu personal consider că sporturile de echipă, mai ales în nebunia zilor de astăzi, au un anumit plus. Și îmi plac, poate prima dată o spun pe TV, îmi place normal rugby, în care este de 20 ani, îmi place hockey-ul, îmi place polo, îmi place handball. Toate sunt sporturi eminamente de echipă. Ca să nu spun că am foarte mulți prieteni amatori de fotbal și basket. Deci iată 6 sporturi de echipă practicate pe scară extinsă, atât la noi cât și în Europa, care fac și această coeziune și acest spirit de echipă. E foarte important ce ați spus acum. Am auzit foarte mulți părinți care se plâng de faptul că înainte să-și ducă copiii la grădii, copiii nu sunt obișnuiți cu alți copii. Și apar fel de fel de probleme de comportament în colectivitate. Bănesc că un sport e de echipă și la atletism. Te mai întâlnești cu copiii, concurezi unul împotriva celuilalt. Da. Și mai un aspect. E și o modalitate de a-ți umple timp. Pentru că în condițiile în care familie nu mai sunt neapărat cu bunici, cu mătuși, nu mai sunt familii extinse, copilul rămâne cu o tabletă sau cu un device electronic sau chiar cu un smartphone în mână, rămâi aici, ia-ți eventual și ceva de ronțăit, ne vedem când ne-am întâlnit. O zi bună! Atunci, în contextul ăsta, faptul că tu ai un program de sport e o anumită formă de disciplinare care își arată beneficiile pe termen scurt. Dacă ar fi să vorbim de beneficiile sportului la toate grupele de vârstă juvenile, probabil că această disciplinare ar fi pe primul loc, apoi categoric condiția fizică. La copil nu e atât de elocventă ca la adult, că el pleacă de pe niște baze normal sănătoase și deși la câtă obezitate infantilă avem acum, mie că am zis o chestie la limită, pentru că de fapt și de drept eu mă gândesc la un copil standard, dar pe obezitate ok, nu în prima lună, dar în câteva luni, 3, 4, până la 6 luni, se vor vedea niște beneficii și din punct de vedere al greutății și a compoziției lui corporale. Scade numărul de kilograme, scade masa grasă, crește țesutul activ. Deci astea se vor vedea, organizarea ar fi 1, acesta ar fi punctul 2, iar punctul 3, care o să fie o mulțumire a părintului peste ani, este cel de care spuneai tu, psihic. De forță, de coeziune. Cum să spun, simt un copil, George, din modul în care îi deschide gura. Îl simți viu, îl simți atractiv, simți că are chef de viață. Și aici nu trebuie să ne raportăm și probabil că în perioada, eu totuși am făcut școala în perioada comunistă, poate era un pic prea multă agresivitate cu notă, cu examen, prea concurențial, prea multă treaptă întâi, treapta a doua, prea grele admitere la medicină, ori fi fost și atunci niște exagerări, dar parcă și acum câteodată, cel puțin cu perioada asta pandemică, am sărit în extrema cealaltă. Nu trebuie să evaluăm copilul neapărat prin prisma rezultatelor școlare. Și ele sunt importante, evident, dar putem evalua prin acest chef de viață la care sportul contribuie foarte mult. Evident, și o repet, cred că a 5 ore la Metropola, evident, cu grijă la ce mâncăm, cât mâncăm, cât mâncăm, la hidratare, extrem de importantă la copii, mai ales că de astăzi, practic, începe sezonul cald în emisfera nordică, și în România, și orele de somn. Să nu uităm că privarea de somn, mai ales la copii, are efecte negative atât pe dezvoltarea creierului, dar și pe termen scurt, pe randamentul școlar și pe toată această organizare
cu care sportul ne-ar obișnui. De fapt și de drept, un om care iubește, sau un copil, sau un adolescent care iubește sportul, care iubește activitatea fizică pe care o face, nu ar pierde orele de somn numai de teama, fie și numai de teama, de a nu fi în forma a doua zi. Ha, păi eu mă culc, că mâine am antrenament. Cum mă duc la antrenament? Cum mă văd colegii? Ce zice coachul? Ce zice antrenorul meu? Deci din acest punct de vedere, lucrurile se pot asambla într-o direcție foarte pozitivă, foarte interesantă și consider că în multe alte lucruri, Georgia, cel mai greu pas este primul și trebuie la un moment dat să ne hotăm. De mâine începem să facem o treabă, pentru că a amâna 1 iunie, 1 iulie, stai să treacă vara, începe școala, stai că avei toamna, hai după Crăciun, hai anul nou, trece un an fără să faci nimic. Repet, un copil, un adolescent, îl vezi după poziție, îl vezi după forma lui psihică, îl vezi după estimarea greutății corporale, adică poți privi, eu ca medic, dar și un dascăl, un cadru didactic, un părinte instruit poate să zică, băi, aici e bine, aici e perfectibil, aici e semn de alarmă. Să creștem copii sănătoși și copii cu energie. Energia, cred că e cea mai... cea mai importantă e 1 iunie, astăzi spunem la mulți ani de ziua copiilor și dacă ar fi o urare asta, să fie plin de energie, pasiune și inspirație. Din energie, din pasiunea aceea și din inspirație, până la urmă se clădește totul. Dar nu e așa, George? Așa e. Și ați povestit puțin despre regimul comunist în care dumneavoastră ați învățat. Țin minte că melodia lui Tudor Chirilă, una dintre ele, spune: bacul am luat ușor, am copiat la mate și la sport. Și eu tot timpul m-am întrebat cum pot să copiez la sport. Dar, dincolo de asta, a existat o perioadă în care se dădea bacul la sport. Da, copiatul la sport însemna un ceas mult mai rapid. Asta înseamnă copiatul. Okay. Ceasul avea o altă dinamică. Era un ceas dereglat și atunci, la un moment dat, erau și butade, că nu știu unde, se realizase un record european la nu știu ce bac pe respectiva distanță. Am înțeles, ok. În acum e misterul lucidat. Dincolo de asta, sper ca mai mulți părinți, în contextul în care aud această discuție din această dimineață, să aleagă, poate, în loc de un opțional la mate, de ce nu, un opțional la sport. Căci nu prea categoric, categoric, din punctul meu de vedere, matematică, opțional la matematică, îl faci sâmbătă, duminică, acasă, mai ales dacă te pricepi un pic cu copilul tău. E mai greu să faci sportul acasă. Sportul trebuie în colectivitate. În fine, băiatul meu, care e în clasa a șasea, este nebunit, când el cu joia, cu fotbalul, tati, vine să mă vezi, dar are o energie și are un vibe care întotdeauna m-a cucerit. Vă las răgaz un an de zile, poate anul viitor de 1 iunie veniți alături de băiatul dumneavoastră? Băiatul meu va avea 13 ani, deci cred că ar putea să fie prezent în studio. Va finaliza la momentul respectiv clasa a 7-a, deci probabil că aș veni cu el. Cred foarte mult, și cu asta închei, că știu cum stăm cu timpul, cred foarte mult, dragi părinți, dragi bunici, oameni buni, că în mâinile noastre, în mintea noastră, stau niște decizii care pot impacta extrem de mult viața ulterioară a copilului. Nu înseamnă că dacă ieșim la un fast food și mâncăm ceva, am ieșit cu copilul în oraș. A ieșit cu copilul înseamnă să te plimbi, să vezi, să explici istoria unei clădiri, să-i spui o poveste și să îi sădești această pasiune de a cunoaște, această energie. Cred foarte mult în forța generațiilor care vin, sunt niște generații care au acces la informație, doar să aibă inteligența de a o folosi. Mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Vă aștept săptămâna viitoare. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să mergem puțin, ghiciți unde? În Dubai. Acolo se află colegul meu, Valentin Gheorghe. Bună dimineața, la mulți ani! Bună dimineața, Georgia, la mulți ani și ție, la mulți ani tuturor copiilor. Transmitem în direct, da, de aici, din Dubai, sau cum îmi place mie să-i spun, din Bogățania. Că Bogățania e un nume mai potrivit decât Dubai, dacă mă întrebi pe mine. Ce am văzut aici mi-a luat-o capul razna, efectiv. Aș dori să te întreb, să-mi spui, dacă poți ghici, la ce etaj mă aflu în acest moment aici? 46, nu știu, dau și eu o cifră. Nu ești nici pe aproape, Georgia, suntem la etajul 75, pentru că aici, la 300 și ceva de metri, nu mai țin exact, 300 și ceva de metri, este cea mai înaltă piscină din lume. Este un record neoficial, nu a fost trecut încă în Guinness Book.
însă aici se află această piscină. Ne aflăm în zona centrală a Dubaiului și o să încerc să vă arăt, dacă vezi, chiar aici lângă mine se află renumitul Burj Khalifa, în care urmează să urcăm și noi mâine. Crede-mă că am o mică problemă cu înălțimea la toate aceste clădiri foarte înalte. De când am ajuns ieri pe aeroport, Instagram. Te-am văzut ieri pe Instagram, cum pășeai și la un moment dat. Am mers ieri, Georgia, la The Frame. The Frame este, ca să vă explic, este ca o ramă de tablou din aur cu dimensiunea unei clădiri. Practic, tu urci printr-un corp al clădirii din dreapta, traversezi prin partea superioară a ramei și cobori prin corpul din stânga. Ce nu știam eu însă este faptul că acolo podeaua este din sticlă. Și nu orice fel de sticlă, pentru că dacă era sticlă mată, n-aveam nicio problemă, nu mă uitam în jos, toată lumea fericită. Acea sticlă mată, în momentul în care pășești pe ea, devine transparentă și vezi în jos toți acei 150 și ceva de metri. Credem, a fost o experiență traumatizantă pentru mine în momentul în care m-am uitat în jos. Pur și simplu, ai văzut în acel videoclip pe Instagram, picioarele au abandonat misiunea, efectiv. Picioarele mele au spus, nu, stop, aici ne oprim, am luat-o un pic într-o parte unde era podea normală și mi-am revenit acolo. Sunt foarte multe lucruri de văzut aici în Dubai, este superb, absolut superb, totul este la superlativ. Am văzut ieri Bastakia, acela este un fel de, am putea spune, de centru vechi al Dubaiului. Acolo a fost restaurat într-o anumită perioadă, toate clădirile acelea au fost refăcute, reabilitate, cum am putea spune. Am văzut guvernul Dubaiului, zonă în care nu am avut voie să facem poze sau să filmăm. Ei sunt foarte stricți cu anumite chestii. Tot ce ține de oficialii statului, tot ce ține de șeici. Aici nu ai voie să fotografiezi, nu ai voie să filmezi, nu ai voie chiar nici măcar, am înțeles, să vorbești foarte sonor în public sau de rău despre familiile suspuse de aici din Dubai. Urmează să mai vedem și astăzi o mulțime de lucruri. Ieri a fost abia prima zi, pentru că noi am aterizat undeva spre 12 noaptea marți. Deci, practic, marți dimineața am ajuns, ieri a fost prima zi în care am putut vizita lucruri și astăzi urmează să mergem la cel mai mare aquapark din lume. Acolo, iarăși, cu siguranță o să fie cu înălțimi, cu nebunii. Nu vreau să mă gândesc ce o să fac atunci când vom merge aici, la Burj Khalifa, unde sunt 160 și ceva de etaje. Deci, crede-mă, nu vreau să mă gândesc cum o să vadă de acolo de sus, dar sunt sigur că voi înfrânge această teamă de înălțime, pentru că merită. Tot ce e aici în Dubai merită, mâncarea puțin picantă, aș putea spune, puțin cam prea picantă pentru gustul meu, dar chiar și aici se găsește mâncare pentru toate gusturile, sunt bucătării diverse. Și da, cam asta este situația. Încă nu percep cu adevărat tot ce se întâmplă aici. Este o experiență culturală fantastică. Până acum, repet, și am stat doar o zi. Ce recomandare aș dori să fac tuturor celor care vor să viziteze Dubaiul este să-și ia un ghid turistic. Este foarte important. Noi am avut un ghid turistic care ne-a plimbat ieri peste tot și o să mai stea cu noi toate aceste zile. Ne-a povestit o mulțime de lucruri despre o mulțime de clădiri, istoria lor, cum au apărut ele acolo, cum au fost, ca să spunem așa, înființate Emiratele Arabe, de ce au ei anumite legi mai stricte, cum se raportează ei chiar și la femei, pentru că în această lume arabică este puțin un subiect mai delicat cu respectul, putem spune, față de femei. Este foarte important să ai un ghid turistic care să-ți ofere un context în care te afli, efectiv. Să afli istoria locurilor pe care le vezi, nu doar să le vezi. Stai două, trei zile, poți să devii chiar tu ghid turistic. Vreau să zic că atunci când te vei întoarce acasă, te așteaptă vreme foarte frumoasă, dar am înțeles că la tine e ceva mai dramatică situația din perspectiva temperaturilor. Coafura ta, să știi că te dă puțin de gol. Cred că e umiditate în aer, mă înșel oare? Da, este umiditate foarte mare. În zonă? Ai putea să ne arăți această piscină dacă tot ne-ai tentat? Sigur că da, aș dori o secundă să văd cum pot întoarce camera. Numai o secundă, Georgia, te rog. Așteptăm, suntem curioși. Puțin. Wow! Aici este hotelul care găzduiește această piscină. Repet, cea mai înaltă din lume. Se află la 300 și un pic de metri. Undeva aici o să vă arăt, este zona centrală a Dubaiului. Practic totul se învârte în jurul a Burj Khalifa. Uh-huh. Acolo este punctul central al orașului, totul se raportează la Burj Khalifa. Toate hotelurile măsoară în minute distanța de la ele până la Burj Khalifa în încercarea de a atrage cât mai mulți turiști și este și normal pentru că este cea mai înaltă clădire din lume. Dar să știi că am mai aflat un secret, Georgia.
Am înțeles că undeva prin China se va construi o clădire și mai mare, iar autoritățile din Dubai au auzit acest lucru, n-au fost deloc fericite să afle, și undeva în partea din dreapta pe care vă voi arăta acum, construcția este la început, este, cred că n-are nici măcar 10 etaje în momentul de față, deci e aproape invizibil aici, am putea spune, se va construi o clădire de 1300 de metri. Wow, deci, asta mi se pare fantastic și eu cred că te-ai atașat foarte mult de acest oraș. Cred că pe parcurs, dacă accept să mai intrăm alături de tine în direct, ne vei povesti și mai multe lucruri. Îți doresc vacanță frumoasă, să ai parte de vreme frumoasă și să te distrezi, să cuprinzi tot ce are de oferit acest oraș superb și să ne revedem cu bine aici la Matinal și încă o dată la mulți ani de Ziua Copilului. Îți mulțumesc foarte mult, Georgia, la mulți ani și ție. Și pot spune că abia aștept să mă întorc la Matinal, dar cred că sună puțin ciudat. Cumva abia aștept, dar pe de altă parte aș prelungi vacanța asta de aici pentru restul vieții, crede-mă. Te cred, te cred. Așa cum te-ai obișnuit, Valentin, mergem către lumea sportului în cele ce urmează. Mulțumim tare mult. Vreau să luăm legătura și cu colegii noștri de la Sport Total FM, cu Daniel Nazare și Gabriel Maricescu, bineînțeles. Cred că știrea momentului este meciul dintre Rafa Nadal și Novak Djokovic. Dincolo de asta, băieți, vă zic la mulți ani și bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani! Bună dimineața și la mulți ani! Da, abia aștept să mă reunesc cu balearele după ce Nadal o să câștige Roland Garros. Nu știu dacă o să le câștige sau nu, dar a fost un meci de noapte. Cum să zicem, Daniel? Un meci în sesiunea de noapte, zori de zi. Tone spunea domnul primar Nicu Jordan că s-a reluat transportul de noapte sau funcționează mai bine. Probabil că și tenisul de noapte funcționează din ce în ce mai bine. Da, a fost o mare prostie programarea asta, dar spectacolul rămâne spectacol și cum povesteam noi... Dacă erai american, nu mai spune chestia asta. Dacă eram american, nu? Ai fi vrut să fii american? Măcar pentru seara asta. Care mă rog, a trecut. Nu pentru seara asta, nu poate, pentru altele. Mă rog, să revenim. Meciul de aseară a scos la iveală și altceva. Dorința francezilor nemanifestată în trecut de a-l vedea încă, nu știu, la lucru pe Nadal mai mulți ani și antipatia crescândă față de Novak Djokovic. Iată că gesturile publice contează. Cine credea că doar fanii pot ține la suprafață s-au înșelat. Că s-au cam adunat la Djokovic. A fost minciuna de la Open la Australiei, a fost apoi decizia asta de a îi susține cumva pe ruși și de a nu fi foarte critic, așa să spunem, la adresa lui Putin. Că el putea să o facă fiind sârb și chestia asta s-a văzut pe teren. Eu n-am mai întâlnit așa ceva la niciun turneu de Grand Slam, chiar și când juca Roger Federer cu altcineva. Roger fiind cel mai popular jucător de pe planetă. Eu n-am mai văzut așa ceva. Adică, incredibil ce s-a petrecut. Noi am observat de-a lungul anilor că este o antipatie între francezi și spanioli. Și oricare spaniol ar fi venit în Franța, indiferent că era jucător de tenis, fotbalist, echipă de fotbal a Spaniei, erau huiduiți, nu erau primiți cu... Sau nu încurajați, că Nadal nu a fost încurajat tare la Roland Garros. Acum, nu dintr-o dată au început francezii să iubească pe spanioli, ci totul a plecat de la Djokovic. Eu cred că dacă, nu știu, Nadal va juca cu un tenismen foarte tânăr, da, care este outsider, nu va fi susținut Nadal. Eu cred că de acum înainte Nadal va fi susținut până la câștigarea titlului, dacă ajunge să treacă de Zverev. Eu cred că Nadal în momentul ăsta dintr-o dată a fost adoptat, dat după câți ani? 18 ani sau ceva aproape de genul ăsta. Două decenii. Da, cam mult. În orice caz, pentru statistică rămâne victoria, nu faptul că s-a jucat noaptea, însă va fi foarte interesant dacă Nadal reușește după două meciuri consecutive de 4 ore și să-i facă față lui Zverev, care e în formă și e mult mai tânăr și care ieri a reușit să îl bată pe Alcaraz, apropo de tinerele speranțe de care vorbea Daniel. Apropo, lumea îl susține și pe Alcaraz și tot spaniolie. Da? Și nu avea nimeni nimic cu Zverev. Da, dar e foarte tânăr și vine așa, oricine îl susține, n-ar avea cum să fie altfel. În seara asta avem un meci care ar putea rivaliza cu un meci de Cupa Mondială la fotbal, Italia-Argentina. E o competiție scoasă la naftalină de FIFA,
în care să se de la naftalină. De la naftalină. Așa, da. Am zis din naftalină. Ai zis, ai zis-o la naftalină. La naftalină. Da. Din naftalină, așa, de la naftalină. Așa. Pentru a mai face bani, da? Și au zis că se întâlnească pe Wembley câștigătoarea Euro cu câștigătoarea Cupei America. Sigur, meciul e interesant, dar care e miza? Adică dacă pierzi, câștigi, înțeleg că nu vor fi nici reprize de prelungire. Dacă în caz de 90 de minute scorul va fi egal, se va trece direct la lovituri de la 11 metri. Da. Eu vă recomand la aceeași oră un alt meci de noapte la Roland Garros. Cei doi nordici scandinavi ajuns și în sferturile de finală, Rud din Norvegia, care deja e în top 10, și un alt tânăr furios, așa precum Alcaraz, îl cheamă Rune și vine din Danemarca. Absolut senzațional stilul de joc al acestuia din urmă. Așa că decât să-i vedeți pe prăfuiții, o spun sincer, Messi, dar ce să-ți mai ofere Messi într-un meci amical? Nu, serios, adică... Nu-ți mai oferă niciun oficial. Niciun oficial, așa că eu vă recomand tenisul la 21-45. Dacă nu, uitați-vă la fotbal, nu e nicio problemă. Aseară am avut și basket, meciul 3 din finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujul s-a impus fără probleme la Voluntari, are 2-1 la General. Mâine este meciul 4, în caz că UBT Cluj va câștiga această partidă, va cuceri și titlul național. Adică va rămâne în posesia lui. Da. Oricum, ea a fost, pentru cei de la Cluj ar fi un mare eșec să nu ia campionatul, în timp ce pentru Voluntari deja câștigarea cupei plus accesul în finală reprezintă un succes. Iubitorii basketului probabil își doresc o victorie a Voluntariului ca să fie 2-2 și să se joace meciul decisiv la Cluj. Așa să fie. Atât pentru astăzi, Georgia. Toate cele bune. Toate bune. Mulțumim tare mult, băieți, pentru informațiile din lumea sportului. Iată că noi aici nu ne oprim niciodată, muncim la foc continuu, iar colegii noștri din departamentul de știri nu fac excepție, ne răsfață cu cele mai proaspete informații chiar acum. Mamă, ce bucăți mari! Mamă! Mamă, ce bucăți mari de gheață! Vremea extremă a făcut ravagii. Un val de grindină și ploi s-au năpustit peste capitală. Meteorologii au emis un cod roșu de furtuni violente, care a fost valabil timp de o oră. Bucureștiul a fost sub avertizare roalert de ploi torențiale cu grindină. În anumite locuri din micul Paris de-abia se putea circula, iar vântul bătea cu putere. Specialiștii ANM au transmis că astfel de fenomene extreme își vor face prezența și în următoarele luni și vor fi destul de cantitative. Bugetarii vor avea salarii mai mari de la 1 iulie. Așa au decis deputații care au votat majorarea salariilor bugetare cu un sfert din nivelul prevăzut de lege. Angajații de la transporturi și cultură vor beneficia de creșteri de 15% pentru complexitatea muncii, iar bugetarii implicați în proiecte finanțate din fonduri externe rambursabile vor primi sporuri de 50%. Camera deputaților, ca for decizional, a aprobat majorarea salariilor bugetarilor de la 1 iulie cu un sfert din diferența dintre salariul de bază prevăzut de legea cadru numărul 153/2017 și nivelul salariilor din decembrie 2021. Coaliția de guvernare a aprobat aceste creșteri salariale la nivelurile prevăzute în legea salarizării unitare, adoptată în 2017 și neaplicată integral nici până acum. Aceste măsuri au fost aprobate inițial în Comisia pentru Munca a Deputaților și votată în aceeași zi în plenul Camerei Deputaților prin amendarea unui proiect legislativ care prevedea inițial majorarea cu 10% a salariilor de bază pentru personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, profesor sau antrenor.
accident teribil în Iași. Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a izbit de un copac. Incidentul tragic a avut loc între Lețcani și Podul Iloaiei, când șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe carosabil. Martorii au alertat imediat autoritățile, care au intervenit rapid, însă pentru tânăr a fost mult prea târziu. Celelalte victime, șoferul și o tânără de 21 de ani, au fost preluate de echipajele de intervenție și transportate la spital. Vă avertizăm, urmează detalii și informații cu un puternic impact emoțional. Viteza, principala cauză pentru care tot mai mulți tineri își pierd viața. Un accident care a lăsat în urmă doar durere s-a petrecut în Iași. Un tânăr de 18 ani a murit carbonizat în urma incidentului, iar mașina în care se afla cu încă doi prieteni a explodat, iar apoi s-a făcut scrum. Totul s-a petrecut pe DN28, rută renumită pentru frecvența acestor evenimente cumplite. Momentul a fost surprins de o cameră de bord. Martorii au sărit imediat în ajutor. Aceștia au reușit să-l scoată pe șoferul de 22 de ani și pe o fată de 21 de ani care era pe bancheta din spate. În autoturism se aflau trei victime, două de sex masculin și una de sex feminin. La locul evenimentului au fost preluate două victime de către echipajele medicale, iar una dintre victime se afla carbonizată. Cauzele producerii accidentului rutier vor fi stabilite de către organele în drept. Cei doi care au scăpat cu viață sunt internați în Spitalul de Urgențe Sfântul Spiridon din Iași. Fata de 21 de ani are traumatisme la nivelul feței și o contuzie abdominală, iar șoferul de 22 de ani are arsuri de gradul 4 pe corp, în special pe față, pe brațe și pe picioare. Se pare că în fața polițiștilor, cel aflat la volan a negat că el ar fi condus autoturismul și a dat vina pe prietenul lui din dreapta, cel care a murit carbonizat. Surse din anchetă spun că șoferul consumase alcool înainte să urce la volan. În acest caz a fost deschis un dosar penal. Decizie uimitoare în cazul lui Sorin Oprescu. Fostul primar al capitalei este liber. Autoritățile din Atena au luat această decizie până la următorul termen de judecată. Acesta trebuie doar să plătească o cauțiune de 5.000 de euro până mâine. Sorin Oprescu va trebui să se prezinte de două ori pe lună, pe data de 5 și pe data de 16, la poliție pentru un control judiciar. Magistrații eleni au luat această hotărâre după o ședință care a durat aproximativ 6 ore, mai exact până spre finalul programului Curții de Apel din Atena, iar decizia s-a luat în ședința din ziua următoare. În acest context, mai mulți martori au fost audiați de către experți în drept internațional și românesc, printre care un profesor de drept de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, un avocat și un judecător al Curții Constituționale din România. Aceștia au vorbit despre problemele sistemului judiciar din țara noastră. Întrebat cât l-au audiat magistrații eleni și ce întrebări au adresat, Petre Lăzăroiu, fost judecător la Curtea Constituțională, a precizat: m-au audiat cam jumătate de oră. Interesul judecătorilor de la Curtea de Apel din Atena a fost destul de mare în această speță, dar dosarul în sine ridică unele probleme, adică maniera în care a fost redactată hotărârea denotă un partizanat vădit. Nu știu care au fost motivele pentru care judecătorul s-a exprimat așa. Adică este ceva aproape inadmisibil să faci referiri la viața particulară a unui om, să faci observații personale asupra unui inculpat. Sorin Oprescu a fost zugrăvit în această decizie ca un monstru. Și Adriana Nica, partenera de viață a lui Sorin Oprescu, a fost audiată de judecătorii instanței din Atena. Cu ochii în lacrimi, Adriana Nica a explicat că Sorin Oprescu este în pericol de moarte în cazul în care va fi extradat în România. Aceasta este partenera lui de viață de 12 ani. Adriana Nica a ținut să precizeze că Oprescu nu a fugit din România, el locuiește permanent în Grecia încă de anul trecut, când a ieșit la pensie. Pentru mine este
un șoc că se află închis aici. Un om de calibrul lui, la 71 de ani, cu boli cronice care necontrolate duc la moarte și practic el a primit o condamnare la moarte și întrebarea este de ce și pentru ce. Pentru că orice situație rezolvată post-mortem este fără valoare, a declarat Adriana Nica în fața instanței. Amintim faptul că Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție de către Curtea de Apel București. El este acuzat de 3 infracțiuni: luare de mită, constituire de grup criminal organizat și abuz în serviciu. Eu v-am spus deja că vremea este frumoasă astăzi, însă nu sunt în măsură să confirm. Este în măsură colega noastră Romina, pe această cale îi spun bună dimineața și la mulți ani! Bună dimineața și la mulți ani, așa este, este vreme frumoasă și caldă la această oră. Deci am vești bune, pentru că temperaturile sunt normale și potrivite pentru această perioadă. Soarele este generos și prezent în majoritatea regiunilor, în special în partea de sud-est a teritoriului. Încălzește mai mult și vor fi 23 de grade Celsius la Constanța, la Tulcea sunt 22 de grade. În sudul țării atmosfera este plăcută, temperatura maximă atinge 21 de grade Celsius în Slatina. În ținuturile vestice, cerul este variabil, vântul suflă slab până la moderat. Valorile termice pornesc de la 18 grade Celsius în Oradea și Timișoara și ating 21 de grade în Drobeta, Turnu, Severin. În Transilvania și în nordul teritoriului, vremea este frumoasă la această oră. Temperatura maximă înregistrează 19 grade Celsius în Baia Mare și în capitală atmosfera este caldă. Vântul suflă slab, valorile termice sunt cuprinse între 20 de grade Celsius în centrul țării și 21 de grade Celsius în zona periferică. Acestea sunt informațiile despre vreme la această oră. Ne revedem mai târziu pentru mai multe detalii. Mulțumim tare mult! Romina este ca un cer senin pe care se așează astrele Oliviei, care sper să fie blânde cu noi în această dimineață. Este ziua copilului, sper că țin și ele cont, așa că, Olivia, te așteptăm cu vești din lumea astrelor. Bună dimineața! Astăzi toți avem voie să fim puțin copii, iar luna în rag ne sprijină să ne transpunem în propria copilărie. Berbecii, ca de obicei, au multă energie, iar astăzi se joacă cu ea. Se simt oriunde ca acasă și sunt mereu pregătiți să facă parte din cadrul oferit de viață. Taurii sunt curajoși astăzi și îndrăznesc să ceară acele lucruri care le fac poftă, mai ales dacă vorbim de pofte alimentare. Atenție la exces, care se poate transforma în kilograme în plus. Gemenii dau foarte ușor în mintea copiilor și profită din plin de asta. Nici nu e greu, ei sunt și vor rămâne adolescenții zodiacului. Racii sunt grijulii astăzi și este felul lor în care își manifestă dragostea pentru toți ceilalți copii. E bine să nu uite să închidă acest rol odată cu ziua și să rămână părinți doar pentru copiii lor. Leii se dedică azi întru totul copiilor, lucru care îi va obosi până la finalul zilei. Dar este acea oboseală ca urmare a bucuriei autentice și a conectării de la inimă la inimă. Pentru fecioare este o zi bună să își rememoreze amintirile din copilărie, prietenii și felul în care se simțeau când erau înconjurate de aceștia. Pentru balanțe este o zi bună în care să se bucure de recunoașterea celorlalți. O formă de autoritate din copilărie vine acum și le validează, o calitate care le aduce o întregire acestor nativi. Latura copilăroasă a nativilor Scorpion se manifestă acum în relația pe care o au cu examenele. Nativii au mult de învățat și așteaptă ziua în care nu vor mai avea un asemenea stres de gestionat. Pentru săgetători, iubirea este o temă din copilărie care tot revine în viața lor. Când nu știu pe ce drum să meargă, e bine să se conecteze cu copilul interior și să ceară sprijin. Au șanse mari să-l primească. Capricornii se simt copii în relația de cuplu. Adevărul e că la cât de serios sunt, nu își permit să fie copii cu oricine. Au nevoie de un cadru de siguranță pentru a se manifesta în mod autentic. Așa cum sunt ei, rebeli și nonconformiști, vărsătorii aleg astăzi mai degrabă rolul părintelui înțelept, lăsând rolul de copil pentru următoarele 364 de zile.
Peștii sunt cei care se teleportează cel mai repede în lumea copilăriei. E de ajuns o poveste, iar uneori doar de un element din decor de la care să construiască ei o lume de bază. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Astăzi copiii și părinții au vacanțe, însă de mâine se întorc la școală, iar de anul viitor școlar apar noi și noi modificări pe care ne dorim să le dezbatem în această dimineață, alături de domnul Eugen Ilea, vicepreședintele Federației Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, oricând plăcere! Apreciem că nu ați venit la noi în platou pentru că este ziua pe care o petreceți alături de copii, așa că ne bucurăm că sunteți alături de noi și că în aceeași măsură sunteți alături și de familie în această zi minunată în care îi sărbătorim. Astăzi este o zi pentru copii, chiar dacă se presupune că este o zi de vacanță, să știți că nu. Avem diverse activități pe tot parcursul zilei, atât federația, cât și toate unitățile școlare la nivelul Bucureștiului și nu numai la nivelul țării. Este o zi specială, este ziua copiilor și cu acest prilej dați-mi voie să spun eu la mulți ani tuturor copiilor din România și nu numai, pentru că e ziua internațională a copilului. Am înțeles, legat de noile modificări apărute, că nu vom mai avea teze și că va exista o singură medie. Din fericire, am înțeles că nu e și o singură notă, ci un N plus 3. Aceasta este formula de calcul adoptată de către... Aceasta este formula de calcul înaintată de către minister. N plus 3, unde N reprezintă numărul de ore la materia respectivă într-o săptămână. Acum, da, și noi am fost la rândul nostru, am achesat la această propunere a ministerului privind... eliminarea semestrelor și introducerea acestor module, eliminarea tezelor, da, este ok, este, să zicem, către, vorbim de educație așa cum o vedem și noi, dincolo de gardul granițelor, dar din punctul nostru de vedere trebuia făcut lucrul acesta după ce făceam toate celelalte necesare pentru educație, adică infrastructură, resursă umană, etc. Pentru că toate aceste schimbări, de pe zi pe alta, pentru că la urma urmei, când vorbești de un sistem, aceste schimbări făcute în ultima perioadă este de pe o zi pe alta. Poate să bulverseze atât pe părinți, copii, cât și pe cadre didactice. Din fericire, să spunem așa, copiii noștri se adaptează destul de repede la toate aceste schimbări și la ei nu prea se simte sau nu prea se cunoaște... sau nu are o influență atât de mare în ceea ce privește parcursul educațional al acestora, dar la toate celelalte categorii, părinții, cadre didactice, chiar se cunoaște cum se modifică de pe zi pe alta tot ceea ce înseamnă sistemul educațional. Așteptăm cu nerăbdare, să-i spunem așa, noua propunere de lege din partea Ministerului Educației. Suntem tot cu ghilimele de rigoare amenințați că o să apară un astfel de proiect. Îl așteptăm cu nerăbdare pentru că ne dorim și noi să vedem cu ce vine Ministerul Educației în ceea ce privește sistemul educațional nou, să zicem, pentru că la urma urmei ne-am obișnuit în ultimul an, să spunem așa, luna și schimbarea. Din acest triunghi părinți, profesori, copii, elevi, cine credeți că va fi cea mai bulversată categorie dintre acești actori de noile modificări? Așa cum am spus mai devreme, copiii se adaptează și s-au adaptat. Am trecut prin acești 2 ani de pandemie unde chiar pot să ridic pălăria față de copii, pentru că aceștia au capacitatea de adaptare mult mai repede față de noi părinții care am acceptat aceste schimbări foarte greu. Poate o categorie mică de cadre didactice vor fi influențate, dar, repet, copiii noștri se vor adapta pentru că trăim în alte vremuri, trăim în epoca tehnologiei și atunci copiii noștri vor avea un parcurs educațional așa cum și-l doresc ei.
Ce înseamnă această libertate mai mare acordată profesorilor când vine vorba de sistemul de notare? Sunt copii mulțumiți de această decizie? Au câteva rețineri în această direcție? Copiii sunt și nu sunt mulțumiți, pentru că rămâne la atitudinea cadrului didactic să stabilească ce și cum. Eu nu zic că este un lucru rău. Este foarte bine că li se dă autonomie mai mare sau li se dă autonomie cadrului didactic astfel încât să poată să lucreze la clasă. Vom vedea cum va fi. Pentru că, așa cum a fost și în pandemie, acea educație online, vom vedea cum va fi și această alternativă, că la urma urmei este o alternativă pe care trebuia implementată la nivelul sistemului nostru educațional, că vine de azi pe mâine, repet, ăsta este singurul motiv pentru care lumea, în general, părinții, cadre didactice, copiii sunt reticenți la aceste schimbări, că ele vin de azi pe mâine, că vin foarte repede. Nu trebuie să mai fim reticenți în cazul în care am achesat, cum a fost vorba de module, de eliminarea tezelor, am achesat foarte repede pentru că acesta este trendul, dar, repet, acum vom vedea dacă și cadrele didactice respective au trecut prin diverse procese de, să zicem, îmbunătățire a sistemului de predare. Că la urma urmei, cam aici putem vorbi despre educație. Modul de predare, până la evaluare mai este. Aș vrea să vă mai întreb dacă nu cumva în această perioadă se pune carul înaintea boilor, pentru că nu știu să se mai fi spus ceva despre recuperarea materiei. Mai aveți câteva noutăți în această direcție? Nu, n-am niciun fel de noutate. A rămas la atitudinea fiecărui copil, fiecărei unități școlare să facă acele ore remediale, să-i spunem așa. Din păcate, părerea mea este că nu s-a făcut așa cum trebuia această recuperare a materiei. De aceea am salutat zilele trecute decizia Ministerului de a adapta pentru elevii care vor trece prin evaluare națională și prin bacalaureat, de a adapta materia, de a adapta examenele la, să zicem, o programă mult mai simplificată, întrucât au constatat și ei, presupun, la acele stimulări, că elevii noștri nu au recuperat materia așa cum ar fi trebuit. Adică acele ore remediale mult prezentate și mult vehiculate în sistemul de educație nu prea și-au atins scopul. În acest moment există suficiente cadre didactice din informațiile pe care le dețineți? Am înțeles că în sistemul public nu se vor mai face angajări pentru o perioadă de timp. Eu, din ceea ce știu, este nevoie de resurse umane, este nevoie de foarte multe cadre didactice, din ceea ce cunosc eu, câteva mii, dacă nu chiar mai mult. Da, guvernul a luat această decizie ca începând cu 1 iulie să nu se mai poată face angajări. Pe mine mă sperie un pic lucrul acesta pentru că am experiența anului trecut când am avut undeva peste 1000 de copii, cel puțin la nivelul Bucureștiului, care rămăseseră pe din afară la înscrierea la grădiniță pentru că nu a existat resursa umană. Ori când vedem anul trecut că s-a întâmplat lucrul acesta, și urmează acum, zilele acestea, să se facă înscrierile la grădiniță, s-ar putea să avem aceeași problemă, să nu găsim resursa umană sau să nu se poată angaja resursa umană, și atunci e o concluzie. Mai vorbim despre educație, mai vorbim despre educație de calitate în condițiile în care nu avem resursa umană. Cred că s-au pripit cei de la guvern atunci când au luat o astfel de decizie. Ținem legătura și povestim mai multe pe parcursul desfășurării lucrurilor și pe măsură ce aflăm noi și noi informații. Vă mulțumim tare mult că ați intrat în legătură cu noi în această dimineață și încă o dată la mulți ani! Mulțumesc mult, la revedere!
Luăm mai departe o scurtă pauză de publicitate și dacă acum am povestit despre felul în care Ministerul Educației a înțeles să adapteze programa pentru examenul de evaluare națională și bacalaureat, noi imediat după publicitate încercăm să le oferim tinerilor câteva sfaturi pentru o mai bună gestionare a emoțiilor când vine vorba de examene. În 5 minuțele revenim.